Dar bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. După cum vedeți, emisiunea va avea loc în fiecare seară de la ora 20 în direct, cu reluare după știrile Infobit. Am făcut această modificare pentru a ne alinia, să spunem, la programul de vară, dar și pentru a putea face față campaniei electorale, unde vom avea emisiuni de dezbatere și promovare electorală. Bun, discutăm și în această seară tot despre politică, mai exact despre pregătirile care au loc în interiorul organizațiilor de partid, de la Pașcani, la PSD, la PNL. Ați aflat, iată, lista alfabetică a candidaților pentru Consiliul Local de la PNL. Sunt pregătiri intense și la PSD. Înțeleg că la sfârșitul acestei săptămâni va avea loc o ședință în cadrul căreia vor fi anunțați candidații. Discutăm și despre investiții, pentru că este subiectul la modă, subiectul zilei, să spunem, dar și pentru faptul că, iată, sunt locuitori ai municipiului Pașcani, mai ales cei din suburbii, care sunt foarte interesați de a avea în cele din urmă, în momentul de față, apă și canalizare. Invitații mei din această seară sunt Leonard Ursu de la PSD. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cristian Menegon de la PSD. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și Sorin Năcuță de la PNL. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Cei care au întrebări, comentarii le pot adresa printr-un SMS la numărul de telefon afișat pe ecran. Bun, să începem cu pregătirile din interiorul organizației PSD. Iată, suntem aproape de termenul limită pentru înscrierea candidaților și la PSD încă nu a fost anunțată lista candidaților. Când va avea loc această ședință? Când vor fi finalizate, să spunem, negocierile sau pregătirile pentru ca acești candidați să fie lansați, să fie înscriși? Da, la PSD ne apropiem într-adevăr de punctul terminus, când trebuie să prezentăm candidații la Consiliul Local și, bineînțeles, lansarea oficială a candidaților. Asta se va întâmpla vineri, ora 16. Așteptăm, practic, la această întâlnire un număr de cel puțin 350 de membri de partid și probabil vor fi acolo și simpatizanți. Unde va avea loc? Va avea loc la Casa de Cultură Municipală Pașcani. Și atunci, vineri, vom afla lista alfabetică sau vom afla și ordinea? Nu, cred că vineri vom afla lista alfabetică. Așa s-a procedat de fiecare dată din informațiile pe care eu personal le am. Așa cred că este și corect, urmând ca ulterior să aflăm și ordinea pe listă. Și cum arată această listă? E o listă în care cu siguranță veți vedea nume noi. Bineînțeles și colegi cu experiență, cu experiență politică în Consiliul Local, însă apar nume noi și vedeți și dumneavoastră, chiar în stânga mea, este și Cristian, pe care îl și felicit pentru alegerea făcută de a se alătura echipei PSD. Este un plus, mai ales că este un fiind cunoscător al problematicii din primăria municipiului Pașcani, fiind și fost purtător de cuvânt al acestei instituții până zilele trecute. De asemenea, există posibilitatea și probabilitatea ca și eu să mă număr printre cei de pe listele pentru Consiliul Local și, bineînțeles, și alte nume noi pe care nu vreau să le fac publice acum, nu am girul partidului pentru această chestiune, însă o să vedeți, avem o listă bună, cred eu că cea mai bună listă va fi și rămâne a PSD-ului. Mai mulți sau mai puțin decât numărul minim necesar pentru înscriere? Vă întreb asta pentru că, iată, la PNL au anunțat o listă cu mai multe persoane decât... PSD-ul este un partid mare, asta știți și dumneavoastră. Dacă discutam acum două luni în urmă, când eram potențial candidat la primăria Pașcani din partea ALDE, la momentul ăsta și ar fi fost mult mai greu să adun un număr mare de persoane la o astfel de întâlnire, de data aceasta provin de PSD. E totuși cel mai mare partid și sunt cei mai mulți și tineri și în vârstă experimentați și politicienii de bază ai municipiului Pașcani. Bun, vom vedea vineri, luni, așa cum am
făcut și la începutul acestei săptămâni. Vom face o sesiune în care vom analiza fiecare candidat în parte, dacă îl cunoaștem în mod evident. Surpriza din aceste zile, iată, vine chiar de la primărie. Purtătorul de cuvânt și-a dat demisia, a optat pentru o carieră politică. Este vorba despre Cristian Menegon. Care au fost motivele pentru care ai optat pentru a intra în politică? Am ales să mă alătur echipei PSD din mai multe motive, și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu domnul primar și în urma altor discuții. Am decis că e cel mai bine pentru mine să merg într-o echipă de oameni experimentați și de tineri, pentru că am văzut că sunt și foarte mulți tineri. De asta salut și eu venirea domnului Leonard Ursun. PSD cu echipa sa de tineri este un mare, mare plus pentru acest partid și asta este unul dintre motivele pentru care am ales să merg acolo, pentru că e o echipă mare de tineri și vă spun că am foarte multe lucruri de învățat și de la cei experimentați din PSD, care sper să fie alături de mine și să mă călăuzească pe drumul cel bun al politicii, pentru că sunt la început de drum. Un motiv exact pentru plecarea mea din primărie este acela contractului pe care îl aveam eu. Eu am un contract pe care, sau cel puțin eram angajat la cabinetul domnului primar și îndeplineam și funcția de purtător de cuvânt în primărie. Iar în condițiile în care în curând se termină mandatul domnului primar, nu mai aveam practic o lună și ceva de serviciu. Și am ales ca în această perioadă să mă alătur echipei domnului primar pentru a-l ajuta atât cât pot eu și mă pricep în campania electorală. Am înțeles. Vă veți regăsi și pe lista Consiliului Local? Este foarte probabil. De candidat. Este foarte probabil acest lucru. O să vedem mâine, vom avea o ședință și vineri veți afla și dumneavoastră. Bun, trecem la PNL. Ați aflat lista în ordine alfabetică, 27? 27. De ce 27 și nu 24 sau 25? A fost o sesiune de 3 luni de înscriere pentru candidaturi. Statutul nostru prevede că are dreptul sau aveau dreptul să se înscrie orice membru cu drept deplin în această cursă. Atât s-au dorit să se înscrie, noi am acceptat candidaturile, ele au fost validate de biroul județean. În cursul zilei de ieri, în ședință, s-a votat și s-a stabilit ordinea candidaților. Mâine va fi validată și de biroul județean și depusă la biroul electoral de circumscripție. Deci, cu alte cuvinte, mâine vom afla... Mâine probabil, după ora 14, va fi publicată. Bun. S-au mai făcut ajustări, modificări la lista respectivă? Sau, până la urmă, după ce criterii ați ajuns să faceți o ierarhie totuși a celor pe listă? Păi, primul criteriu, v-am spus, a fost votul între toți candidații. Fiecare a avut posibilitatea să își spună propria viziune, cum vede pe celălalt candidat. Și au mai fost niște criterii interne dinainte stabilite pentru evaluarea candidaților. Bun. Cum vedeți, și trecem la următorul subiect, cum vedeți sau cum ar trebui să arate viitorul Consiliului Local? Vă întreb asta pentru că, iată, mai ales în ultima perioadă, în ultimii ani de zile, administrația locală, municipiul Pașcan s-a confruntat cu câteva probleme destul de importante, unele chiar noi, cu provocări destul de mari și mă aștept ca și de acum încolo, în următoarea perioadă, să aveți probleme mari de rezolvat, pentru că ele nu au fost rezolvate timp de 20 și ceva de ani de zile. Asta în contextul în care, iată, în administrația locală, mă refer în special în executiv, se resimte faptul că nu mai avem un secretar experimentat, faptul că sunt funcționari care nu pot, alții așteaptă, este nevoie de mai mult personal calificat și bine pregătit. Deci, cu alte cuvinte, avem așteptări, atât eu cât și, cred, mulți dintre pășcăneni, așteptări uriașe în ceea ce privește Consiliul Local. 19 la număr, 19 consilieri pregătiți nu doar profesional, ci și pentru a face față unor astfel de probleme. Așadar, cum vedeți, cum ar trebui să arate noul Consiliu Local? Da, conjunctura față de 2012 este
una diferită, totalmente diferită. Din ce am observat, nu mai sunt partide cu un, știu, populism dus la extrem, cum era PPDD-ul. Nu vor mai avea, cred eu, acces în Consiliul Local tot felul de personaje nepricepute, dacă mă exprim, și cred că mă exprim destul de bine. E nevoie de oameni cu experiență, cu experiență în domeniul administrației, cu experiență în domeniul economic, buni manageri, e nevoie de juriști, da, deci nu juriști care să memeze actul juridic sau să dispară din sala de consiliu atunci când sunt probleme deosebite. Hotărârile care se vor lua, cred eu, după 2016, vor fi unele bune și, într-adevăr, vor reforma și va trebui, suntem obligați să reformăm municipiul Pașcani. Vor avea loc foarte multe schimbări, sunt sigur, am urmărit cu atenție și lista PNL-ului. Firește, știm și colegii noștri, am spus, nu putem face public, pentru că nu avem girul organizației, dar consider eu că Consiliul Local va arăta altfel și e exact așa într-o chiparea anului în care ne găsim, 2016, cu, bineînțeles, cu tot ceea ce implică 2016-2020, următorii 4 ani, care sunt foarte importanți. Foarte importanți și din perspectiva investițiilor și a proiectelor care sunt în derulare. Exact, pentru că oricum o să discutăm și despre acest aspect, cu siguranță. Vedeți și în spațiu public vin tot felul de, să le spun așa, informații greșite, cum că nu au fost sau nu s-a dorit sau nu există proiecte ale administrației PSD, ale administrației Dumitru Pantazi. Bun, te rog. La multe dintre ideile pe care le-am ascultat, pe care le-a spus domnul Leonard Ursu, subscriu și eu. Aș mai adăuga că viitorul Consiliu Local trebuie să fie extrem de responsabil și atent la ceea ce va vota. Sunt multe, multe probleme ce vor veni. Știu asta din ceea ce am văzut în experiența mea în aproape 2 ani de primărie. Vor veni multe probleme din urmă, ceea ce spunea și dumneavoastră, domnule Cojocaru. E bine să vină o echipă în primărie unită din, mă refer la consilierii locali, din partea ambelor partide, sau mă rog, cine va ajunge în consiliul local, e important ca acei oameni să fie uniți, să înțeleagă foarte bine problematica din municipiul Pașcani, să înțeleagă problemele municipiului și că acestea trebuie rezolvate și că votul lor poate însemna de cele mai multe ori dezvoltarea municipiului sau nu. Și cam cu asta mă opresc. Sunt multe de spus, dar nu vreau să mă opresc aici momentan. Vă rog. Da, din punctul meu de vedere, așa cum s-a constatat pe mandatul domnului primar actual și a majorității din Consiliul Local PSD, de 11 consilieri, deși așteptările erau mari, pentru că toate proiectele și toată puterea administrativă, deci au avut-o la dispoziție, se puteau, evident, sau așteptările erau mult mai mari și cred că e nevoie de o schimbare pentru că rezultatele nu sunt cele așteptate. Schimbarea înseamnă o echipă poate mai tânără, da? Nu lipsită de experiență și eu cred că dacă schimbarea se face cu primarul, atunci este cumva imperativ să aibă și echipă care să-i susțină viziunea și proiectele. Mă aștept ca la aceste alegeri prezența la vot să fie mai mare ca în 2012. Sesizăm un interes deosebit sau mai mare al cetățenilor, probabil pe fondul nemulțumirilor. Mă bucur că și, sau eu spus așa, că și PSD-ul se reformează. Poate vor veni cu o echipă tânără, cu alte mentalități și cu altă putere de muncă. Noi ne dorim ca lista pe care sau candidații care i-am propus pentru Consiliul Local să
facă față cu succes încercărilor, proiectelor propuse. Să știți că în această perioadă mai toți candidații și-au ales anumite domenii în care le permite profesia să se exprime. Au avut liber și au fost încurajați să vină cu idei și proiecte. Avem un bagaj de proiecte pregătit, ele vor fi prezentate în perioada de campanie, cetățenii vor avea posibilitatea să aleagă dintre, zic eu, cele două partide concurente în această competiție, care proiecte sunt mai viabile și care echipă dă mai multă încredere. Da. Bun, să trecem și la subiectele zilei. Iată, în ultima perioadă, în ultimele zile, discutăm despre ce mai cred oamenii despre investițiile care se fac. În cazul de față, Suburbia Blăgești se lucrează de zor pentru extinderea rețelei de apă și canalizare. Pardon, pentru extinderea rețelei de apă, canalizarea mai târziu din fonduri europene. Și iată, sunt interpretări pro și contra, că este bine, că nu este bine, că este târziu, că se oprește conducta la barieră, că de fapt investițiile nu vor continua, nu se știe când, spun unii, va fi dată în folosință și așa mai departe. Cert este că și nu suntem în prima astfel de situație, oamenii care cu greu se mobilizează interior să mai creadă ceva, să mai investească încredere în ceva, în astfel de momente, atunci când politicienii se grăbesc să tragă concluzii de cele mai multe ori fără argumente, își pierd și bruma de încredere despre care vorbeam și privesc ca la un spectacol în momentul de față, fără să cunoască exact ce urmează să se întâmple mâine sau peste o lună sau după alegeri și așa mai departe. Ce părere aveți despre aceste investiții? Cum le vedeți dumneavoastră? Dacă ele vor fi duse la bun sfârșit sau nu vor fi duse la bun sfârșit? Dacă suntem în situația unor promisiuni așa cum ele au fost de-a lungul timpului și nu au fost onorate, ce ar trebui să creadă oamenii în cazul de față, cei din Suburbia Blăgești? Dacă pornim de la premiza, și mai ales când discutăm de cei de la Blăgești, e clar că am văzut și eu că comunicatul de presă al celor de la Apa Vital în luna mai va fi dat în funcțiune tronsonul, urmând ca cetățenii din Blăgești, care au avut de suferit pentru că a lipsit potabilitatea apei și nu e de acum, e de foarte multă vreme, de aceea era extraordinar de prioritară ca de acolo să înceapă. Și bineînțeles că acolo să se finalizeze această chestiune, urmând ca și la Lunca să se întâmple același lucru pe parcurs. Eu consider că oamenii ar trebui să creadă că nu sunt promisiuni deșarte și nu sunt promisiuni bazate pe campania electorală, care e clar că eu consider că ea a început, deși mai este foarte puțin. Eu sper să se termine și să fie o campanie frumoasă, nu una cu tot felul de intoxicări. Vedeți, în spațiu public, așa cum am spus și adineauri, apar tot felul de minciuni, cum că lucrurile astea nu s-ar întâmpla, sau se discută extraordinar pe în care an va fi finalizată sau când se va executa, care va fi suma reală. Este adevărat și pe fondul unor declarații ambigue, nu neapărat din partea primăriei Pașcani, de acolo nu au venit astfel de declarații, dar din partea celor de la Arsacis, într-o conferință de presă, dacă mi-aduc eu bine aminte. Cei de la Apa Vital, e clar că știu foarte bine ce anume trebuie să se întâmple. La nivel de Pașcani, lucrurile acestea vor evolua, investiția în ceea ce privește apa va continua. Mare parte și foarte mulți bani vor merge către Suburbia Găștești. Eu cred că marea majoritate a sumelor vor merge către Suburbia Găștești, Suburbie de unde practic vin și eu. Și bineînțeles, dacă, eu de pe acum spun, dacă voi ajunge în Consiliul Local și sper acest lucru, voi fi cumva un garant că aceste lucruri se vor întâmpla. Nu sunt în politică întâmplător, sau pentru că în lipsea, știu eu, o muncă suplimentară.
Avem ceva de arătat, vrem schimbare, vrem condiții și la țară asemănătoare celor de la oraș. Bineînțeles, nu suntem de acord să plătim poate aceiași bani pentru condiții mai puține, pentru că nu suntem împărțiți în cetățeni de mâna întâi și cetățeni de mâna a doua la țară. Toți provenim de la țară. E greșită și ipoteza prin care haideți să căutăm primar de la Pașcan pentru că cei de la țară nu sunt buni. E greșit pentru că eu consider că nimeni nu a venit sau dacă a venit s-a descălțat de ciubote la intrarea în Pașcan și a stat tot timpul descurț. E o prostie. Este și o astfel de ipoteză? Este o astfel de ipoteză. Am văzut în comentariile postului concurent că există. Uneori mai citesc și comentariile răutăcioase și văd că există o astfel de ipoteză în ceea ce privește viitorul candidat al nostru, Mitu Pantazi și bârșia sa de la Luncă. Eu personal sunt de la Găștești, nu există niciun fel de rușine, sunt foarte mulți oameni de valoare și domnul Năcuță este tot de la Găștești. Da? Și coleg de generație, cumva. Eu consider că peste tot sunt oameni deosebiți, oricând sunt pregătiți. Bun, suburbiile trebuie înțeles foarte clar, cele 5 suburbii fac parte din administrativ municipiului Pașcan. E UAT Pașcan este. Nu din comună învecinată. Nu venim din comun. Te rog. Pentru că vin din primăria municipiului Pașcan, vă spun foarte sigur faptul că aceste investiții vor fi realizate 100%. Da? Deci oamenii nu au muncit la proiecte atât de mult degeaba, oamenii nu au venit până aici să se apuce de treabă ca să facă un sfert din lucrare, oamenii vor face lucrarea până la capăt, au spus și cei de la Apa Vital lucrul acesta ca un răspuns din partea mea la acel articol apărut pe un site din municipiul Pașcani. Am observat că în ultima perioadă se bate foarte tare monedă pe faptul că multe din investițiile pe care primăria Pașcani, respectiv administrația Dumitru Pantazi, nu le va duce la capăt. Lucrurile sunt foarte false. O să vă spun un prim punct din lista de investiții pe care PSD-ul prin domnul Dumitru Pantazi o va propune pentru perioada 2016-2020 este infrastructura, extindere și modernizare rețele de apă și canalizare în municipiul Pașcani și Suburbii, o valoare de 58.500.000 de lei. O valoare imensă din fonduri europene și guvernamentale. Vorbim de investiția tradusă din euro în lei. Am tradus-o în lei ca să înțeleagă lumea mai bine despre ce sumă este vorba. Iar în rest, alte lucruri, comentarii apărute, multă lume, eu cred că nu intră să comenteze pe site-uri. Eu am ajuns la concluzia că o parte din cei care intră pe un respectiv site din Pașcani sunt cam aceiași 5-6 oameni, nu pot să le verific eu IP-urile să văd lucrul acesta. Eu m-aș bucura dacă într-o bună zi cei care comentează pe site-uri își asumă, pentru că am fost și eu înjurat de foarte multe ori acolo și aș fi vrut să-i văd numele persoanei respective, nu că îl cheamă Pârăciosul Urăciosul. Mi-ar fi plăcut foarte mult să-și asume lumea și mi-ar fi plăcut ca într-o bună zi să existe o lege care să îi oblige pe cei care comentează pe site-uri să se semneze cu adevărat. Și să... Eu mi-asum, eu dacă comentez ceva pe site-ul nostru, mă semnez cu numele meu. Da, din punctul meu de vedere și al Partidului Național Liberal, acuzațiile nu sunt gratuite, că nu s-au făcut investiții în apă și canalizare în 4 ani de mandat. Mai ales pe cele două suburbii, Blăgești și Găștești, unde proiectele erau făcute, întocmite, au fost și depuse la Ministerul Dezvoltării din 2011, dacă nu greșesc. De către domnul Prisecaru și domnul Crăciunescu. Nu există, persoane fizice. De către cine? Instituțional vorbind. SECE Preservapa și Primăria Municipiului Pașcani. Cele două proiecte au fost preluate în mandatul ăsta. Le știți și valorile, că n-aveați vreun să le știți dacă proiectele n-au fi fost realizate. Cine ar fi trebuit să facă aceste investiții? Investițiile? Da. Trebuiau să le facă Primăria Municipiului Pașcani și operatorul de apă, fost operator de apă. Nu, sunteți în eroare. Și de fiecare dată când se va veni sau când va veni cineva cu astfel de informații, avea grijă să corecteze astfel de informații. Investițiile puteau fi făcute doar de către operatorul de apă și canalizare. Au fost discuții interminabile, cereri venite din partea directorului, a conducerii, ca primăria să preia și să facă o serie de investiții pe dezvoltare, pe apă și canalizare. Și de fiecare dată s-a spus, Consiliul Local a spus, nu, domnule, voi trebuie să faceți astfel de investiții.
Din ce fonduri? De unde să fie atase fondurile? Pentru că în perioada 2011-2013, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Mediului aveau puse la dispoziție fonduri pentru realizarea acestor investiții. Trebuia să fim capabili să le atragem. Eu n-am spus că trebuia să dea primăria banii. Pașcaniu a fost înscris într-un astfel de program și nu putea accesa alte fonduri decât cele care de au care fost... program vorbiți? De care program vorbiți înscris? Despre acest program pe care noi îl accesăm în momentul de față. Este răspunsul nu dat de mine, ci de reprezentantul Ministerului, într-o conferință de presă. Nu era reprezentantul Ministerului, discutăm când ajungem la subiectul ăsta, dar eu vă spun așa. Deci aceste proiecte sunt realizate din 2011 și știți valorile, sumele, se puteau realiza chiar și cu din sursele operatorului de apă. Din sursele, vă rog să mă lăsați să termin și după aceea ne ascultăm politicos părerile. Pe mandat de 4 ani de zile, administrația PSD nu a reușit să ducă la, să pună în practică cele două proiecte. Că e cu fostul operator Preserva Apa, că e cu operatorul Apa Vitală. De 2 ani de zile, serviciul de apă este preluat de nou operator de apă, cu angajament prin contractul de delegare să realizeze investiții din fonduri proprii pentru Gâștești și Blăgești. Dacă eu greșesc, o să mă contraziceți. Deci, în cei 2 ani care au trecut de la delegarea serviciului, nu s-a întâmplat nimic în domeniul investițiilor, mai ales în cele două suburbii. Mergem în suburbii, discutăm cu cetățenii și la același lucru mă gândesc și eu. Deci, timp de 4 ani de zile nu s-a întâmplat nimic, timp de 2 ani de zile de când nou operator a preluat serviciul de apă cu obligația de a implementa cele două proiecte din surse proprii, nu s-a întâmplat nimic. Acum, cu 2 sau 3 luni înainte de campanie, se întinde o conductă în Blăgești, pe strada principală. Credeți-mă că am discutat, mergem seară, nu seară de seară, dar am fost de 2 ori până acum pe străzile colaterale și toți cetățenii au această îndoială, nu le-o suflăm noi, ei ne-o transmit. Dom'le, așa a făcut și Rățoi cu conducta de gaz, așa face și actualul primarul. Și asta ce le spuneți? Păi, și eu am aceeași îndoială, dacă 4 ani de zile nu s-a gândit nimeni sau nu s-a ocupat nimeni de aceste investiții. 2 ani de zile nou operator, din anumite motive, poate a avut motivele lui întemeiate. Care motive? Păi, nu știu, le discutăm, să le spună ei. Păi nu știu, dar nu să vreți să ajungeți în Consiliul Local. Din anumite motive, o să ne le transmită ei, pentru dacă o să am ocazia să ajung în Consiliul Local. Ele au fost transmise de 1000 de ori până acum, le știți? Nu-i că le știu, dar... Păi nu putem vorbi, le știți sau nu le știți? Motivele? Da. Da, dar dați-mi voie să nu fiu de acord cu ele. Domnul Sorin. Dați-mi voie să nu fiu... Deci sunt motivele, sunt scuze. Știți motivele care au fost exprimate în spațiu public, dar oficial? Dar ajută, un contract de delegare asumat trebuia să-l pună în aplicare. Există o scuză pe acest contract de delegare că trebuia să-și asume cele două proiecte din surse proprii de investiții? Există o scuză? Vorbiți de Apa Vitală? De Apa Vitală. Păi nu consilierii PNL au militat împotriva investițiilor. I-am verificat cu ceva, votul PNL-ului a contat vreodată câte în Consiliul Local? Câte luni a fost suspendat contractul? Din cauza PNL-ului? Păi, inclusiv din cauza PNL-ului. Domnul Cojocaru, majoritatea în Consiliul Local l-a avut PSD-ul cu 11 consilieri. Plus despre voturile ce PNL. Și de ce vorbim? Voturile PNL. Președintele dumneavoastră de partid era în piața Sadoveanu, alături de protestanți, și a solicitat anularea contractului și a investițiilor. Vă aduc aminte că domnul primar, în octombrie 2014, în ședință publică, a declarat că este oportun să anuleze delegarea la pentru cererea, operatorul... La cererea, inclusiv a președintelor dumneavoastră de partid. Da. Și atunci... Deci, de ce dați vina pe un singur om? Că votul a fost luat colectiv? Atenție, domnul Năcuță, eu nu dau vina pe nimeni. Doar vreau să punem subiectul în discuție și în contextul corect, nu altcumva. În contextul corect, eu fac următoarea afirmație. Dacă 4 ani de zile, cel puțin pe aceste două proiecte de apă în suburbiile Gâștești și Blăgești, și eu stau în Gâștești și mama mea, și domnul Usuș, probabil și-ar fi dorit și dumnealui apă acolo, nu s-a întâmplat nimic. Ce pot să cred eu acum, cu 3 luni înainte de campanie, că se întinde o conductă la Blăgești? Ce pot să înțeleagă acel locatar de pe o stradă lăturalnică? I s-a promis în toamna anului 2012, în campania electorală, că în primăvară încep investițiile pentru implementarea acestor proiecte și după 4 ani de zile se pune o conductă acum pe strada principală. Ce pot să înțeleagă? De ce îi judecăm?
Nu pe oamenii judecăm. Dar pe cine judecăm? Nu, pe politicienii care transmit astfel de informații cu jumătate de măsură. Noi facem constatări în teren. Am vorbit cu cetățenii, asta spune. Dumneavoastră aveți mai multe informații decât oamenii și sunteți obligați să faceți corecții sau constatări care să-i ajute pe oameni să ajungă la informațiile corecte. Domnul Cătălin, constatări că nu s-au implementat cele două proiecte. Și acum, cu 3 luni înainte de campanie, se pune o conductă. Ce constatare să fac? Am câteva întrebări, dar vreau să aflu și părerea. Domnul Năcuță, cu părere de rău, eu consider că de 2 ani sunt spectator și neputincios, practic, nefiind în Consiliul Local, nu puteam să ridic sub nicio formă problema. Ori eu consider că niciun investitor, oricare ar fi fost acela, niciun operator, nu ar fi avut curaj să facă investiții, să pornească investiții pe un traseu incert. Nimeni n-ar investi într-o zonă unde există totalmente incertitudine. Ori la Pașcani, îi apa vital, nu îi apa vital, scandal, oameni în stradă, oameni manipulați în stradă, demisionez, nu demisionez, pe acest principiu, revin, iarăși demisionez. Eu consider că tocmai colegii dumneavoastră din PNL ar trebui să-și asume greșelile și vina, și eu consider că poartă vina, lipsei investițiilor. Pentru această chestiune. Lipsa de certitudine. Ori conducerea APA Vital nu putea să încerce sau să pună forțat să vină să monteze țevi sau să facă conexiuni, da? Când ei nu știau dacă vor rămâne la Pașcani sau nu. Pentru ce să fac asta? Puteți proba afirmația asta că PNL-ul a votat vreodată împotriva investițiilor? Dumneavoastră îmi spuneți acum că puteți proba, domnul Ursu? Chiar candidatul dumneavoastră la funcția de primar puteți a adunat oamenii în stradă să plece APA Vital. Ăla nu e vot. A votat vreodată PNL-ul în ședința Consiliului Local că nu e de acord cu investiția? S-a creat stare. Unde? De ilaritate în Pașcani. Unde? Oamenii au fost supărați. Deci masele s-au supărat. Oamenii n-au mai plătit apa. Este foarte adevărat. Au fost și cazuri particulare, sunt și există și în prezent cazuri particulare care au fost chestiuni și cazuri sociale. Asta e altceva. Trebuie să facem distinție. Pentru ce unii oameni nu puteau plăti, însă cei care nu au plătit nici în trecut, nu au plătit probabil nici acum și nu vor plăti niciodată. Ori așa ceva nu există. Este foarte adevărat, așa cum am mai spus-o în câteva emisiuni, sunt împotriva debranșărilor. Deci să nu creadă cineva că am ceva cu... Și nu mă interesează cine e operatorul. Ori eu, dacă aș fi fost director la această instituție, da, nu aș fi făcut niciun pas în investiții atâta timp cât este incertitudine. Te rog. Pe partea aceasta de subiect am să intervin și să spun următorul aspect legat, vorbeați mai devreme de dezvoltarea suburbiilor. Există venit de la Uniunea Europeană o obligație, da, toate suburbiile, toate comunele, toate satele din România trebuie să aibă până în anul 2020, dacă nu greșesc, apă, canal și să fie la condiții cât se poate de normale pentru secolul în care trăim. În aceste condiții, bineînțeles că primăria trebuie să se miște cât se poate de repede să găsească o soluție cât se poate de bună și o firmă cât se poate de serioasă pentru a face aceste investiții. Știți foarte bine povestea, nu vreau să mai revin în istoricul cu APA Vital, de unde s-a început, dar într-adevăr cei de la APA Vital au fost, sunt și rămân cea mai bună soluție de dezvoltare pentru municipiul Pașcani. Ne dădeau exemplu și cei care au venit de la minister, pentru că toți vorbeați mai devreme despre dumnealor, că în ceea ce privește partea de accesare de proiecte europene, sunt printre cei mai buni din țară, cei de la APA Vital, și se pot verifica aceste date. Cât despre partea de debranșări, recunosc că nici eu nu am fost de acord cu această parte, cum spunea și domnul Ursu mai devreme. Într-adevăr, sunt datorii municipiul Pașcani, sunt mai multe categorii de oameni, m-am constatat lucrul acesta și la vizitele în teren pe care le-am făcut cu primarul de-a lungul timpului. O parte din oameni, într-adevăr, nu au cu ce plăti. E de înțeles acest lucru, dar sunt și o parte care nu vor să plătească și de aici a ieșit și acest i-aș spune eu circ pe care l-au adus, din păcate, și asta probabil că au văzut și mulți, și domnul Năcuță, și domnul Urs, și noastră, l-au adus și în Consiliul Local. Prin acele, chiar și în dezbaterile publice de la primărie, iar de aici lucrurile au luat amploare și s-a ajuns într-o situație în care râdea toată lumea de noi, la Pașcani nu poate să-și rezolve problema cu apa. Și asta poartă vina mai multă lume, inclusiv și domnii de la PNL au și ei partea lor de vină pentru voturile pe care le-au dat de-a lungul timpului.
Bun. Vreau să mai completez și eu, dacă îmi permiteți. Deci, repet, PNL-ul n-a votat niciodată împotriva unui proiect de investiții în Consiliul Local. Ba mai mult, am avut și 3 consilieri care au votat pentru continuarea delegării cu Apa Vital, da, și-au asumat, pentru că la noi fiecare a avut libertatea să opteze, nu s-a luat un vot politic, nici nu este corect, da, toți suntem până la urmă și cetățenii ai orașului, și-au asumat. Probabil așa au gândit că e bine și au avut încredere că se vor face lucrurile pe care operatorul le-a promis. Realitatea a demonstrat altceva, iar referitor la obligativitatea transmisă de Uniunea Europeană ca până în 2020 fiecare cetățean să aibă apă și canalizare, cred că s-a interpretat greșit, așa cum s-a interpretat și cu interdicția de a produce brânză de oaie cetățeanul român. Cine a interpretat greșit? Păi, cine afirmă? Păi, chiar ministerul afirmă. Păi, asta spun, că tot de la minister, cine sunteți? Aceeași, ce domnul Cătălin, aveți dumneavoastră? Domnul Cătălin. Vă rog să răspundeți la întrebare. Domnul ce Cătălin, expertiză aveți dumneavoastră să puneți sub semnul întrebării o autoritate de înalt nivel, adică ministerul care se ocupă cu implementarea... Uniunea Europeană are doar 2 mecanisme. Sunteți specialist în domeniu? Da. Deci are 2 mecanisme. Sunteți specialist în domeniu? Domnul Cătălin, dați-mi voi să... Răspundeți-mi vă la întrebare. Am citit, dacă eu greșesc ceva, mă contraziceți. Sunteți deci sunt 2 mecanisme. Domnule, recomandări și directive. Am înțeles. Greșesc, domnul Menegor. Vă rog să răspundeți la întrebare. Se asumă prin legi de Guvernul României, da, sau de Parlament, de și se găsesc metode de implementare. Afirmația că Uniunea Europeană obligă pe cetățean sau pe UAT să aibă apă până în 2020, în situația în care continuă până în 2027 proiectele acestea de infrastructură, consider eu că ori a fost interpretată greșit, ori se transmite o informație pentru greșit pentru dezinformarea cetățeanului. Este ori sau sunt certitudini din partea noastră? E vorba de guvernul. Am îndoială atât timp cât se fac afirmații greșite. E responsabilitatea celor care le face. O secundă. De unde știți că cineva face afirmații greșite? Și domnul Menegon a transmis aici că Uniunea Europeană ne obligă până în obligă cetățenii până în 2020. Repet, asta a spus un reprezentantul ministerului într-o conferință. Păi, să și-o asume atunci. Dacă este cu atât mai grav că un reprezentant al unei instituții de stat nu cunoaște mecanismele de funcționare a Uniunii Europene. Dar ce expertiză aveți? Și am citit, domnul Cătălin, contraziceți-mă dacă n-am dreptate. Vă rog să spuneți unde ați citit că astfel de chestiuni nu sunt obligatorii. Legislat, dacă intrați pe site-ul Uniunii Europene, o să găsiți mecanismele de implementare a politicilor europene. E simplu. Și acolo o să vedeți că cele două mecanisme sunt recomandările și directivele. Așa. Dacă e vorba de o recomandare, e la latitudinea politicii naționale. Dacă e vorba de directivă, trebuie să fie asumată prin legislația națională. Spuneți-mi, vă rog, o lege implementată de Parlamentul României care obligă ca până în 2020 toate suburbiile sau toate satele să aibă implementată apă și canalizare. Aș putea să vă spun chiar acum. Păi, atunci eu spun că sunt afirmații ori gratuite, nefundamentate, ori de dezinformare. Doar am citat ce a spus. Le probăm simplu. Vă rog să veniți și cu probe. O altă probă mai simplă nu avem. Nu există vorba, o lege de care să oblige... Decât vorba dumneavoastră? Nu, dar noi arătați-mi legea, domnul Cătălin. Deci este, domnul Năcuță, dumneavoastră sunteți inginer. De acord. Așa, director tehnic la o regie. De acord. De termoficare. A venit ministrul care se ocupă din implementarea politicilor europene și a spus lucrul ăsta. Dați-mi voie să-l cred pe el și nu pe dumneavoastră, care sunteți și liberal, și politician, și în prag de campanie electorală, și cu gândul de a câștiga alegeri. Am înțeles, dar eu nu pot să fiu de acord cu o afirmație neadevărată. Și avem dreptul să o citim, să o fundamentăm și dacă o greșesc, să am să recunosc. Dar nu e simplu. Nu este simplu deloc. Vă rog să veniți cu ea. Când am mai veniți să faceți... Nu pot să caut să inventez o lege care nu există. Trebuie, nu. Cel care face afirmația trebuie să o prezinte. Dumneavoastră ați făcut afirmația. Că există lege? Nu. Că este o precizare mincinoasă și vă rog să o... Dacă este o directivă și nu este o lege asumată, de ce îmi spuneți că e obligația, domnul Cătălin? Până atunci... Aștept sancțiunile în 2020, să fim sănătoși, și o să aștept sancțiunile în 2020 pentru neimplementarea... A trebuit să așteptați investiții, domnule. Sunteți liberal și nu sancțiuni. Nu, investițiile noi așteptăm. Investițiile trebuie să luptăm pentru ele, să fim capabili să am le atragem. Două întrebări. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Prima ar fi în legătură cu
această investiție la Blăgești. Dumneavoastră cunoașteți despre ce este vorba? La cât se ridică această investiție? În jur de 600.000 de euro. În lei? 27 de milioane de lei. Mă refer la Blăgești. La cea care este făcută din fondurile societății. Eu nu știu ce proiect și-a asumat pentru că n-a făcut cine public. Cine să-și asume? Operatorul. Unde să facă public? Nu știu unde a făcut și ce proiect are el. Dar atât de timp, vă informați. Dar n-am de unde să mă informez, că nu a făcut nicăieri public chestia asta. Bun. Domnule Sorin Năcuța, tipic pentru PNL și colegii dumneavoastră. Informațiile au fost făcute publice de foarte multe ori, de foarte mult timp, și pe site-ul APA Vital, și pe site-ul BIT.TV, și prin comunicatele de presă, nu întâmplător astăzi, înainte de a intra în emisie cu câteva ore. Tocmai pentru a avea informațiile necesare, pentru a putea face față unei discuții, să nu spuneți că nu știți ceea ce spuneți în momentul de față. Investiția la Blăgești este de 4,3 miliarde de lei. Investiția care? Pe conducta aceea de apă pusă pe stradă? Exact. 4,3 miliarde de lei? Exact. 4,3 miliarde de lei vechi, da? Începută anul trecut, 2,2 km de stradă, sunt incluse și branșamentele, vorbesc pentru cei care se uită și au așteptări în acest sens. Deci urmează să fie finalizată și dată în folosință până la sfârșitul acestei luni, așa susțin cei de la APA Vital. Urmează să fie făcute branșamentele pe baza solicitărilor, contractelor care vor fi încheiate, după care se trece la extinderea rețelei de apă și canalizare pe străzile adiacente, se lucrează deja la proiectare. Și această investiție urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestui an. Sunt precizările făcute de către APA Vital, dincolo de orice dubiu. Sumele sunt prevăzute în programul de investiții aprobat de conducerea societății. Deci aici nu sunt dubii. Dacă cineva ar fi avut interes să se informeze, nu să dezinformeze, ar fi aflat date concrete, exact cum le citesc eu în momentul de față. Eu nu v-am contestat ceea ce a spus dumneavoastră acum. Noi vorbeam de investițiile care s-au implementat până acum. Eu nu știu ce intenții are operatorul și nici, sincer, vă... Și n-ar fi trebuit să știți? Ce intenții are operatorul? Da. Nu. De ce? Nu vă interesează investițiile? Ba da. Dar... Și atunci de unde le luați acele informații? Informațiile pentru investițiile viitoare aștept nu, să le facă publice. Cele în curs sau alea în curs nu vreți să le vedeți că da, vă deranjează. Cele în curs probabil le primește administrația locală. Eu până acum n-am făcut parte din administrația locală. Da, vreți să faceți parte și informațiile sunt la dispoziția tuturor, nu doar acelor care vor să facă parte. Eu fac o afirmație și dacă greșesc, dumneavoastră să mă sancționați. Deci în afară de câțiva funcționari din primărie, da, domnul primar și probabil cei de la APA Vital, poate și dumneavoastră că ați cerut public, că aveți mai multă educație și știți să solicitați aceste documente, probabil că marea majoritate nu știu de ce intenții de investiții are APA Vital. Dumneavoastră sunteți la fel de educat ca mine, ba mai mult conduceți o societate și știți foarte bine că programele de investiții sunt aprobate și publicate din timp. Ori, la fel ca și la regie, APA Vital a aprobat și a publicat programul de investiții. Este clar pentru tot județul, nu doar pentru Pașcani. Dacă vorbiți de proiectul integrat... Nu, vorbesc de planul de investiții din bugetul aprobat de societate. Rămâne să demonstreze asta, domnul Cătălin. Ce să vorbesc? Ce intenții? Vorbim pe intențiile operatorului? Pentru că dumneavoastră mergeți în teren și vorbiți cu oamenii și oamenii vă întreabă, oameni buni, vreți să veniți la primărie? Ce faceți cu noi? Ce faceți cu apa și canalizarea? Și dumneavoastră ridicați din nume. Arătați cu degetul, să vă răspundă ceilalți care n-au făcut 4 ani de zile. Ați fost cu noi pe stradă? Poftim? Ați fost cu noi pe stradă? De ce faceți afirmația asta? Pentru că cineva de la dumneavoastră a și povestit și a și pus fotografii pe Facebook de aia. Ca așa am făcut noi, am promis sau n-am promis că nu știm ce facem cu apa, sunt afirmații greșite. Că ați vorbit cu oamenii, da, și în mod evident... Am spus că trebuiau să fie implementate de cel puțin de acum 2 ani. Da? Și nu costă enorm de mult să vă rog să spuneți și revenim, trecem la subiectele următoare. Care este sursa de finanțare pentru cele două proiecte care susțineți că ar fi trebuit să fie implementate? Care ar fi trebuit? Da. Păi v-am spus, operatorul prin delegarea contractului și-a asumat cele două proiecte de investiții. Pentru apa potabilă la Găștești și Blăgești.
De operatorul apa vitală, spuneți? Da. Dar vorbeați de preservul apa până în prezent. Ce trebuie? Nu, eu am spus de operatorul de apă. De acum 2 ani, delegarea serviciului e în sarcina operatorului apa vitală. Dumneavoastră știți foarte bine lucrul ăsta, că au fost asumate niște investiții și că administrația locală a solicitat să intervină exact acolo unde au fost făcute investițiile pentru PID, cu prioritate. Ceea ce s-a și întâmplat. De-a lungul timpului, apa vitală a intervenit cu prioritate pentru a rezolva problemele de aducțiune acolo unde erau țevile sparte și așa mai departe, și canalizare, chiar, acolo unde s-a făcut planul de dezvoltare, au fost făcute investiții pe PID. După care s-a întrerupt colaborarea, s-au făcut investiții care nici acum nu au fost recepționate, dacă nu greșesc, și care urmează să fie recepționate, tocmai pentru că Pașcaliu n-a fost hotărât de-a lungul timpului să meargă înainte cu acest contract de delegare și după ce s-au lămurit lucrurile, au fost reluate investițiile, iată. De acord cu dumneavoastră, n-a spus nimeni că nu trebuiau implementate acele conducte de utilități pe străzile care urmau să fie modernizate prin proiectul PID, dar la fel de bine, responsabil pentru situația incertă, nu este PNL-ul. N-a avut majoritatea în Consiliul Local, iar deciziile... Dacă nu aveți majoritatea, nu înseamnă că trebuie să stați cu mâna în sân. Dați-mi și mie exemplu de un proiect de o propunere venită de la PNL pentru investiții pe apă și canalizare. Pe apă și canalizare? Da. Nu, erau proiectele cele două. Dar sunteți cumva sfinți care să stați cu mâinile în sân 4 ani de zile? Nu, domnul Cătălin, erau proiecte și așteptam ca administrația să le pună în aplicare. Păi cum să așteptați? Dacă așteptați fără să fiți conectați la realitate, vă înțeleg. Dar toți de la masa respectivă, 19 consilieri, știau exact ce se întâmplă. Vorbeau să plece apa vital. Știau foarte bine că sunt de făcut investiții pe străzile unde urmau să fie asfaltate și așa mai departe. Cum să aibă alte așteptări decât realitățile? Eu întreb, acum 4 ani administrația, când a preluat conducerea primăriei și Consiliul Local, nu știau că trebuiau aceste conducte pe străzile care urmează să fie și modernizate? Și primarul dumneavoastră știa același lucru. Corect. Da? Domnul Crăciunescu. Corect. Și lucrurile nu au avut parcursul pe care ni-l dorim. Și e o scuză că timp de 2 ani până la începerea implementării proiectului nu s-au pus acele conducte pe stradă. Au fost finanțări? Am avut un operator cu obligații de... Operator care știți prea bine, chiar din procesul verbal de negociere... Din anul 2014. 13. 13, da. Din procesul verbal, semnat inclusiv de președintele dumneavoastră de partid, reiese foarte clar că nu are bani de investiții. Nu, procesul verbal pe lista de investiții nu e semnat de... Nu pe lista de investiții. Atenție, procesul verbal de negociere are ca o primă concluzie că Preservapa nu are capacitatea de a face investiții. Asta a declarat domnul Prisecaru. Nu, asta a semnat domnul Mare Spintilie. Nu, asta a declarat domnul Prisecaru și cu domnul Pantazi. Domnul Marius Pintilie n-a făcut parte... Nu, n-a declarat, a fost făcută... Domnul Sorin. Deci acea listă... Vă rog să vă actualizați datele. A fost făcut un control la momentul respectiv, s-a cerut o expertiză, a fost făcut o analiză contabilă și economică, care mai apoi a fost pusă la dispoziția consilierilor de comisie. Și această expertiză a făcut-o Marius Pintilie? Nu, această expertiză a fost însușită de domnul Marius Pintilie. Dar cine a făcut expertiza? Un expert. Contractat de cine? Dar nu contează dumneavoastră dacă contractat pe cineva. Eu răspund pentru rezultat, mi se pare normal. A fost contractat de Preservapa. Nu. Contractarea a fost făcută pentru expertiză, a fost făcută de Primăria Pașcani. De Consiliul Local. De Primăria Pașcani. Bun, de primărie. Și nu trebuie să răspundă pentru rezultat? Pentru rezultatul expertizei? Corect. Adică puneți la îndoială rezultatul expertizei? Nu știu care a fost rezultatul expertizei. Atunci... Eu spun, dumneavoastră scoateți pe Marius Pintilie care a eu sfârșit expertiza. Nu, eu care au semnat domnul Sorin, pentru că trebuie să fii responsabil la momentul în care iei o decizie. Dar ei nu aveau... atunci când vii și deci cer votul consiliului. Marius Pintilie avea voie să pună la îndoială expertiza, că e bună sau nu. Ceilalți nu aveau voie. Nu, dumneavoastră o puneți acum la îndoială. Nu a pus-o Marius Pintilie atunci. El a semnat. El a semnat-o și a sfârșit-o. Am înțeles. Bun. Eu consider că suntem într-un stadiu mai avansat al discuției. Ne-am întors cumva în timp pentru lămurirea unor chestiuni. Însă, la momentul ăsta, suntem în Arsacis. La momentul ăsta, ei tot semnat ce era de semnat. Investițiile au început. Cert este că în zona perurbană, Gâștești, Blăgești,
Oamenii nu mai au răbdare. Exact. Și răbdarea asta are o limită. Noastră, în calitate de consătean al meu, practic, domnul Năcuță, trebuie să fiți de acord că și cetățenii din urbea noastră nu mai au răbdare. Ori, contestarea asta continuă, referendumul, trebuie să ne întoarcem la referendum, nu avem încotro. Și atunci referendum, care oricum nu era opozabil cetățenilor de la Găștești, pentru că ei n-au beneficiat de apă, nu au cunoscut operatorul, nu au cunoscut Arsacisul. Ce se întâmpla în situația dată? O soluție n-a fost niciodată oferită, o alternativă n-a fost niciodată oferită, ori numai bine ne facem o strategie pe termen lung, bazându-ne pe o stare de certitudine din prezent? Ori eu consider că există stare de certitudine, poate nu asupra sumelor, poate nu asupra anilor, însă cu claritate și cu certitudine consider eu că în următorii 4 ani investițiile astea se vor face. Suma asta va fi cheltuită. Iată un exemplu, dacă îmi permiteți, 7,2 milioane de euro investiții la Hârlău, mai mult decât erau prognozate, asta după ce au fost făcute economii în urma licitațiilor și au fost administrații care au renunțat la investiții, au fost obligate să renunțe, dar acolo problema a fost rezolvată în totalitate în Hârlău. Și ne aflăm în situația în care, iată, peste câteva săptămâni de zile urmează să fie recepționată lucrarea integral, apă și canalizare peste tot. S-a întâmplat mai greu, au fost adevărat probleme, sunt și nemulțumiri din cauza străzilor care în momentul de față arată mai rău decât înainte, dar a fost rezolvată această problemă. Ei stau mai bine decât noi. Dacă Pașcaniu ar fi intrat în Arsacis mai devreme, în momentul de față avea această problemă rezolvată. Iată, fosta administrație a refuzat investițiile. Fosta administrație, Neculae Rățoi, de asemenea a refuzat aceste investiții. Da, eu nu știu ce să mai zic pe subiectul. S-a discutat atât de mult despre investiții la apă și canalizare la Pașcani, eu nu sunt sătul. Sunt sătul și de dezbaterile publice făcute, sunt sătul și de felul în care s-a pus problema de-a lungul timpului. Nu vreau să intru în niciun clinci cu nimeni din această seară. Eu insist în continuare pe ceea ce a spus domnul ministru și pe afirmațiile Guvernului României. Este o obligație aceasta, dacă nu una neapărat legală, eu zic că este una morală din partea Guvernului României să le dea oamenilor condiții normale de apă și canalizare, pentru că, vă spun, suntem în anul 2016 și eu mi-aș dori ca până să fie rezolvată poate mai devreme, dacă exact. Se poate. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim să discutăm și despre planul de dezvoltare a zonei Valea. Cosarom. Savurează diferența. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit.
Dacă vrei să-ți construiești o casă sau să schimbi ceva în locuința ta, la showroom-ul Viosan din Pașcani găsești tot ce ai nevoie. Materiale pentru zidărie, zucrăvel și izolații, finisaje exterioare și interioare, tablă pentru acoperiș, tâmplărie de lemn sau termopan și parchet, țevi și fittinguri, instalații termice, electrice și sanitare, scule și accesorii pentru gospodărie și grădină. Viosan, pentru casa ta, la ieșirea din Pașcani spre Moțca, pe partea dreaptă. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Apa Vital. Grijă de apă, grijă de oraș. Alege internetul Wi-Fi prin modemul ConnectBox de la UPC. Ajunge în orice colț al casei. Pentru ce să ai nevoie de internet în orice colț al casei, te întrebi? Pentru orice alegeți voi. Noi ne asigurăm că îl aveți. ConnectBox cu viteze de până la 500 de mega oriunde în casă. În plus, în ofertele UPC ai canalele HBO cadou pe toată perioada contractului. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Da, am revenit după o scurtă pauză de publicitate și respirație, să spunem. Invitații mei, Leonard Ursu, PSD, Cristian Menegon, PSD, Sorin Năcuță, PNL. Sunt discuții pentru că este și momentul bilanțului, cu bune și rele, și este treaba opoziției să arate greșelile și să le scoată în evidență. Este treaba celor de la putere să arate ce au făcut, ce nu au reușit să facă și mai ales să explice de ce nu au reușit să facă. Dar, iată, în acest context discutăm și despre planul de dezvoltare a zonei Vale, da? Care a pus în lumină zona Vale, o parte frumoasă a municipiului Pașcani și trebuie să recunoaștem că Pașcani arată în momentul de față mult mai bine. Am văzut acum câteva zile Parcul Municipal plin de copii. Plin de copii, acum de când cu săptămâna altfel, mai toți profesorii merg cu grupele de copii în Parcul Municipal. Bun. Aș vrea să discutăm, să comentăm împreună cine, pentru că s-a pus în discuție, doamne, fostul primar are mai multe merite decât actualul primar. Actualul primar are mai multe merite decât fostul primar și așa mai departe. Cine ce a făcut fiecare și dacă trebuie să contabilizăm până la virgulă ceea ce s-a făcut până la urmă bine în folosul comunității? Da, eu aș merge exact în viitor și aș spune în felul următor. Cu siguranță toată lumea știe că eu vorbesc acum de Dumitru Pantaș și o să fiu extrem de scurt, dar o să-și dea seama cetățenii ce am să vreau să demonstrez cu chestiunea asta. A reușit pentru sine, pentru societățile pe care le-a manageriat și probabil mă gândesc că mai manageriază, să atragă fonduri europene. Cu siguranță, dacă aceste fonduri, dacă ceva asemănător PID-ului exista, sigur erau depuse proiecte și cu siguranță și câștigate. Ori am văzut în spațiu public, într-adevăr, că se speculează pe o chestiune de genul ăsta. Domnule, PID-ul aparține, din trecut, aparține lui Grigore Crăciunescu. Este adevărat, este inițiat proiectul în perioada când primar era Grigore Crăciunescu. Însă... A fost aprobată cererea, finanțarea a fost aprobată pe timpul administrației Crăciunescu. Absolut.
Absolut, sunt de acord cu chestiunea asta și, bineînțeles, a fost implementat și dus la bun sfârșit în perioada domnului Pantazi. Este foarte adevărat că există și contribuție și a existat întotdeauna și contribuția bugetului local. Nu stăpânesc cu claritate cifrele, cred că colegul meu, Cristian, mă poate completa vis-a-vis de aceste chestiuni, însă existau și aici au existat anumite riscuri în implementarea și finalizarea proiectului. Au fost câteva modificări făcute, într-adevăr s-a schimbat fața orașului, s-a schimbat în bine fața orașului, dar eu vin și spun în felul următor. Cu siguranță, începând din luna a patra a acestui an, lună în care ne găsim, se deschid noi sesiuni de finanțare. Și Pașcaniu a pregătit proiecte și va depune în ceea ce privește Palatul Cantacuzino și alte proiecte pe care, dacă o să le știu eu, să le luăm pe fiecare în parte, o să le discutăm. Și vor depune, cu siguranță, la felul în care se implementează proiectele, probabil va beneficia de plus pozitiv, știu eu, viitorul primar. Nu din mandatul acesta, ci probabil din următorul, după 2020. Ori acum eu consider că e meritul pășcănenilor că există PIDU-n Pașcan, nu neapărat al domnului Crăcinescu, este inițiat în perioada sa fără îndoială, însă cu sincopele din acel moment, cu problemele din acel moment și problemele care au intervenit pe parcurs, exista și riscul să nu poată fi implementat. El a fost implementat în această perioadă și atunci clar că este și meritul actualei administrații, din care, bineînțeles, și PNL-ul, chiar dacă în opoziție, a făcut parte. Și, cu siguranță, au discutat aspecte din acest proiect în mandatul care tocmai se încheie. Da, pentru că s-a discutat despre partea de renunțare, în care domnul primar Dumitru Pantazi a declarat că exista riscul să se renunțe la finanțare, trebuie să ne uităm un pic cum a venit domnia sa la primărie, a găsit niște datorii de vreo 300 de milioane de lei, dacă nu greșesc suma, datorii ce te blocau practic să te duci pe partea de cofinanțare a proiectului. Iar de aici a ajuns în proiectul să aibă cumva un risc de a nu merge mai departe. Până la urmă știți foarte bine, s-a făcut un împrumut pentru cofinanțare, mai venit și partea de ajutor de la guvern. În cele din urmă proiectul a mers mai departe, lucru foarte bun. Te lăudat și fost administrație pentru faptul că a reușit să acceseze acele fonduri, nu e nimic de spus, dar proiectarea acestui PIDU a fost una groaznică și vă spun asta, mi-asum, domnule Năcuță, în cazul în care mă veți acuza, că nu, mi-asum foarte bine ceea ce spun, pentru că am văzut proiectul și vreau să vă spun că erau o parte din pavele, pluteau pe apă în proiect. Au venit cu 5 hărți de toate, sau 6 hărți, era o vraiște acolo totală, au trebuit oamenii să se reîntâlnească, să meargă la Piatra Neamț, la Nord-Est, mergeau din zi în zi, dacă nu de săptămână, săptămână, și au trebuit să refacă, practic, pentru că, vă spun, erau prin parc pavele care pluteau, nu erau substrat la ele, era o serie de probleme de proiectare pe care nu înțeleg de ce cei din fosta administrație nu s-au ocupat să le vadă. În fine, e bine că s-a făcut, s-a plecat cu niște costuri inițiale mai mari ale proiectului, în cele din urmă ele au fost reduse și prin licitație, ce este drept, aceste costuri au scăzut, dacă la parc erau valoarea parcului era undeva pe la 4 milioane, a scăzut destul de bine, la fel și la centru social, la fel și la supraveghere, sistemul de supraveghere, toată suma acestui proiect a scăzut prin licitație. E bine că acum pășcănenii se pot bucura de acest proiect și vă asigur că administrația Pantazi pregătește în continuare modernizări și de parcuri și de zone verzi. Dacă veți dori să discutăm în această seară, vom discuta și despre ele. Nu pot să constat decât că acest proiect integrat de dezvoltare s-a finalizat cu greutăți inerente, cu deficiențe de proiectare, cu riscuri de a pluti pavelele, nu mai știu ce s-a inventat. Ideea este că proiectul, cetățenii sunt beneficiarii acestui proiect, probabil că așa e, meritau și cei din administrația domnului Crăciunescu, meritau și cei din administrația domnului Pantazi. Se vede rezultatul,
Acum, misiunea noastră și a viitoarei administrații este să continue, da, cât mai urgent, solicitarea, documentarea proiectelor, pentru că înțeleg că până acum nu sunt, da, deși liniile de finanțare s-au deschis, au început să se deschidă, probabil trebuia să avem proiectele deja pregătite. Nu aveam cum să le avem pregătite, vă spun sigur asta din primărie. Da, mă scuzați, vă rog, vă rog. Deci, o parte din ele puteau fi pregătite și vă dau și exemple, ca să nu mai existe îndoiala că nu puteau fi pregătite. În primul rând, din ce știu eu și aș vrea să mă corectați, Palatul Cantacuzino a fost achiziționat în octombrie-noiembrie 2012. Linia de finanțare pentru valorificarea patrimoniului cultural a fost până în decembrie 2013. Un exemplu de proiect care putea fi depus în timp util pentru finanțare. Am dat un exemplu. Doi, după cum știți... Susțineți că a fost deschisă o linie de finanțare până... Nu, era până în 2013, a fost... De când? Din 2007-2013. Nu, până 2011 s-a oprit. Ultima pe patrimoniu cultural, ultima lună a fost decembrie 2013. Așa este, dar nu puteau fi depuse în 2012 sau 2013 proiecte. Ele trebuiau duse la bun sfârșit. Ălea depuse exact. În 2007-2008. Deci, solicitările de finanțare puteau fi depuse până în decembrie 2013. Nu, maturitatea lor duse la bună finalitate era până în 2013. Exact. Dar proiectul putea fi pregătit. Proiectul este pregătit. Un exemplu este că unele din proiecte puteau fi pregătite până acum. Palatul Cantacuzino, un alt proiect, gata. Domnul Cătălin, vorbim de eficiență. Ce să vă ajut să lămurim lumea. Corect. Proiectul Palatul Cantacuzino a fost pregătit, înțeleg că a fost încheiat un contract. Atunci nu e nevoie să mai justifice domnul Menegon, pentru că unele din proiecte se pot pregăti anterior deschiderii liniei de finanțare. A fost un exemplu. Să știți că eu am fost primul care am tras acest semnal de alarmă asupra acelor 3 sau 2 funcționari de la Departamentul de Proiecte Europene și chiar mi-am făcut, să spunem așa, dușman, pentru că am spus la momentul respectiv biroul de stat degeaba. În schimb, înțeleg din documentele pe care le-au pus la dispoziție că acolo s-a muncit, că au proiecte pregătite, unele în diferite faze și că urmează să fie depuse și m-aș bucura să fie depuse așa încât Pașcaniu să nu rămână în urmă. De acord. Un alt proiect, pentru că încep să-mi cer scuze și termin imediat, vorbeam într-o emisiune trecută despre o strategie energetică și de eficiență a orașului, care trebuia începută undeva în 2008. Nu s-a întâmplat nimic deosebit. A trebuit să vină ANRE-ul, da? Să insiste pe această strategie că este obligatorie, asumată prin legea eficienței energetice, printr-o directivă europeană. Vă referiți la partea de regie sau la partea de anvelopare? Partea integrală a orașului. Una din palierele pe care, sau mă rog, în care înțeleg că primăria acum lucrează, este auditul pe iluminatul public. Da. Și nu numai. Partea de consumuri energetice pentru toate instituțiile în subordinea primăriei și noi facem parte de acolo și am făcut raportările, ne-ar fi plăcut, da, pentru că cel puțin pe partea de termoficare am avut posibilități de finanțare, dar trebuia să fie prinse între aceste strategii energetice ca să fie eligibile la finanțare, da, ar fi trebuit acest proiect sau această strategie să fie conturată mult mai de mult. Din 2018, o vină, pot să spun că a avut-o și administrația de pe timpul domnului Crăciunescu. Acum înțeleg că se face auditul pe iluminatul public. Așa cum știm, legea spune că din 2013 ar fi trebuit ca administrația publică locală să achiziționeze de la operatorul regional de energie de la EON să achiziționeze distribuția, rețeaua publică de iluminat, da, la o justă valoare. Dar, după cum știm, rețeaua publică de iluminat este deteriorată, întreruptă și, probabil, rezultatul auditului va fi așa cum bănui, că nu se mai merită achiziția unui rețel de iluminat veche și degradată și ar fi oportun un proiect implementat pentru iluminatul public chiar cu energie regenerabilă. Luăm exemplu bun a unui primar PSD-ist care nu am nicio problemă să o spun, Tătăruș și nu numai, da? Da? Deci dacă ei acolo au putut face, cred că și noi puteam
vedeți? Să implementăm... Astea sunt problemele serioase pentru de acord cu dumneavoastră. Și aici mă aștept să contribui și dumneavoastră și colegii dumneavoastră din PNL, cu experiența pe care o aveți, și astfel de lucruri care trebuiau făcute de foarte mult timp, ele trebuie gândite, soluționate și puse în practică. De acord cu dumneavoastră. Eu vreau să ne apărăm cauza, să ne înțelegeți, că nu am venit doar populist, că nu suntem împotriva investițiilor. Pe problema apei chiar... sunteți populist și împotriva investiției. Am înțeles. Sunteți imparțial. Pe o problema apei suntem împotriva investițiilor, pe celelalte vă garantăm și o să prezentăm și proiectul, că avem soluție și pentru finanțarea distribuției de apă. Așa cum vă observați că avem fundamentat și unele proiecte cu surse concrete de finanțare. Mă opresc aici să dau cuvântul colegilor. Dacă va mai fi spațiu, vă mai prezint și încă două, trei proiecte care sunt în lucru și ar fi oportun, indiferent de administrație, indiferent de administrație, să și le asume. Deci tot în cadrul auditului ăsta energetic, da? Noi avem obligația să întocmim și un bilanț propriu complex, da? Din care, care se finalizează cu niște recomandări din partea expertului pentru măsuri de eficiență. Iar măsurile astea de eficiență, așa cum le-am interpretat și noi în 2011, vă aduceți aminte, se duc spre panouri solare pentru prepararea apă caldă, pe grupuri mici de cogenerare în centrală care să acopere și consumul propriu, și un alt proiect, tot pe eficiență, că a intrat și partea de transport și există linie de finanțare pe axa 4 la programul regional, pentru transport cu motoare hibride și cu noxe reduse. Și sumele alocate pentru aceste măsuri sunt substanțiale. Mai mult, Ministerul Dezvoltării completează sau alocă într-o schemă de finanțare de 50 la 30 măsuri suplimentare de eficiență energetică pentru clădirile administrațiilor, în subordinea administrației publice. Și pentru blocuri nimic? Și pentru blocuri există axă prioritară. Este în cadrul aceeași axe 3 de eficiență energetică și de dezvoltare durabilă, este un capitol special pentru reabilitarea fondului de locuință. Bun. Și ați găsit soluția de rezolvare, de atragere acestor investiții în condițiile în care Pașcan nu are asociații? Dacă vorbim doar de reabilitarea fondului de locuit, trebuie să fim corecți că în Pașcani sunt vreo 27 de asociații de proprietari. Mici. Mici. De acord. Nici o treime nu înseamnă, nu acoperă dacă raportăm. De acord, dar să nu vă închipuiți că tot Pașcaniu va beneficia de fondul pentru reabilitare într-un an de zile. Ideea este, după cum știți, o bătălie mare între municipii, între OAT-uri, pentru aceste fonduri. Nu, dar mă gândesc că trebuie o strategie, o prioritizare, așa încât să duci la bun sfârșit. Iată, vă spun lucrul ăsta pentru că pe timpul fostei administrații, Crăcinescu, au fost anvelopate două blocuri și au ieșit discuții destul de multe și cu locatarii, și cu asociațiile, și peste asta mai sunt și ilegale, sunt verificate și anchetate. Ilegalitate, dacă vorbim de ilegalitate acolo, în proiectul inițial, să dăm vina pe o cutumă de proiectare, da? În proiectul inițial nu s-au prins toate lucrările. Și atunci a fost nevoie de o suplimentare de la bugetul local, dar asta nu înseamnă, nimeni n-a plecat cu banul în buzunar de acolo și vor da socoteală pentru modul de alocare acestor sume. Că până la urmă suntem administratori și trebuie să răspundem. Eu vreau să spun că apar astfel de probleme care până la urmă cheltuie timp. De acord cu dumneavoastră, dar totul, pentru toate treburile în municipiu, în OAT și acasă, avem nevoie de timp. Dar ține de... Mă bucur să aud asta. Și că nu vă grăbiți să trageți concluzii înainte de... Nu. Ideea este că dacă ne facem o strategie de a atrage acestor fonduri, identificăm corect blocurile care merită și cetățenii își doresc și au și asociații și găsim schemele benefice de finanțare, de cofinanțare pentru cetățeni, eu zic... Deci avem nevoie de asociații. Păi da, cine a spus că nu avem nevoie de asociații? Ideea e că nu-i putem obliga... Vă invit la o vizionare... Nu-i putem... Domnul Cătălin, e o nuanță în ceea ce discutăm. Nu a spus nimeni că nu e oportun sau nu e necesar o asociație. Dar să nu cădem în extrema înaltă, că trebuie să obligați cetățenii să se asocieze într-o asociație. E dreptul lor. Dădeam un exemplu de un bloc vecin, două blocuri vecine. Un bloc
cu asociația administrată în care și-au făcut instalații de apă, și-au făcut reabilitare, și celălalt vecin unde cetățenii sunt un pic mai nepăsători și predomină cei care tind mai mult să dezbine, da? Cum e, care e diferența între cele două blocuri? Dar nu-i poți obliga pentru că e libera asociere. Aveți un exemplu unde i-a obligat cineva, undeva pe cineva să se asocieze, să fie făcut o astfel de asociație? Nu, dar s-au făcut reproșuri. Nu, a fost doar o vorbă, a fost doar o vorbă manipulatoare aruncată. Doamne, este bine, dar nimeni nu vă poate obliga. Și lumea a luat ultima parte. Nu ne poate obliga, prin urmare, nu face. Bun, eu vă spun că tot timpul o să rezolve, prin comparație, când o să observe că la un bloc unde sunt mai bine organizați, lucrurile merg mai bine și mai obțin și trebuie să arătăm că se poate. Corect. Și că este bine. Vă rog, în legătură cu proiecte, dacă sunt astfel de proiecte și preocupări pentru investiții, pentru că despre ele vorbim. Vă referiți la investiții în general, să înțeleg. Da, și este o listă mare, în derulare și în viitor, pentru că ne interesează viitor. În derulare sunt deja proiectele, le-ați prezentat de mai multe ori, am o listă de proiecte pe care mi-am pregătit-o în această seară, ce s-a făcut în perioada 2012-2016, de la extinderi de rețele, modernizări de străzi. Amintiți-vă cum arăta Pașcanul în 2012 din punct de vedere al... Păi se spune că Pașcanul s-a schimbat tot datorită PID-ului. Nu s-a schimbat doar datorită PID-ului. Sunt foarte multe străzi care nu au nicio legătură cu PID-ul, pe care le-a modernizat administrația locală prin împrumuturi. Și din urmează strada grădiniței, toată lumea știe. Bine, sună bine investiții, deci asfaltare pe împrumuturi de la bancă pentru AT? Cum? N-am înțeles. A spus că s-au asfaltat câteva străzi, trei, eu nu știu mai multe, dumneavoastră puteți să le completați, cu împrumuturi de la bancă. A angajat UAT și bugetul local. Și bugetul local. În special bugetul local. Deci eu știu că cele trei străzi principale au fost doar cu bani de la, din împrumut. Vă referiți la Ștefan cel Mare? Știți foarte bine. Dar și nu este bine. Nu, nu e cu împrumut, dacă eu greșesc, mă corectați. Da. E și cu bani de la bugetul local, dar el a obținut finanțare pe ordonanța pe 28. Greșesc? Dar nu este bine, nu înțeleg. Care e problema? Până la urmă... Mai bine ar fi să atragem fonduri structurale și pentru dezvoltarea infrastructurii decât să cheltuim... Ascultați-mă puțin. Eu nu mai am timp să vă aștept să veniți dumneavoastră la putere sau alții să atragă fonduri. Domnul Cătălin, tocmai ce s-au deschis toate liniile de finanțare, să fim capabili să depunem proiecte. Ascultați-mă puțin. Datoriile primăriei nu au oferit bunătatea necesară să acceseze. Acum nu contează. Eu spun, e foarte important să investești mult. După care o perioadă de relaxare trebuie să plătești. Să nu facem drumuri din bugetul local? De ce să nu le facem? Haideți că nu vreau să fiu rău. Dacă nu trebuie să plătim datoriile lăsate de domnul Crăciunescu, poate aveam bani de străși și nu ne mai apucam. Ați făcut o afirmație. Da. Vă rog să precizați despre care datorii vorba și către cine. Vă spun eu. Nu, vreau să răspundă domnul că l-a făcut afirmație. Sunt cei 300 de milioane de lei pe care le-a lăsat. Așa, către cine? În bugetul local au rămas niște datorii, era primăria și se închidă. Către furnizor. Vă faceți că domnul Cătălin, ascultați-mă un pic, că nu am întrebat degeaba. De acord, când a plecat domnul Crăciunescu, aveau arierate de 280-300 de milioane, restul erau aproximativ, furnizori. Erau arierate și domnul Cătălin știe. Din aceștia, 130 de milioane sau 13 milioane în bani vechi erau către regia de termoficare pe subvenție, pentru că timp de 3 ani de zile regia nu a mai primit subvenția de la administrația locală. În momentul în care s-a dat acea ordonanță pentru stingerea arieratelor, regia a depus documentația pentru acești bani, a fost regula primul servit la administrația financiară la Iași, au avut surpriza și cei de la Iași. Cine v-ați dus? Nu ne-am dus noi cu cineva, a mers înainte domnul Rățoi și nu mi-e rușine să o afirm. Dumnealui a venit înapoi și ne-a dat informația. Grăbiți-vă, depuneți că regula e aceasta. A fost meritul Pașcanului și foarte bine. A fost meritul Pașcanului. De acord, și eu vreau să vă spun că chiar dacă nu am primit, pentru regia a fost un lucru foarte grav, pentru că acei bani, în momentul în care am primit, ne-a luat ANAF-ul pe penalități de datorii. Și aveți proces. Și avem proces. Da. Ideea este că sunt bani din subvenții și nu era corect să ne ia. Dar vreau să vă spun că datoria aceasta a fost cumva parțial recuperată și nu a îngreunat procesul de investiții. Deci e o problemă falsă pusă în fața cetățeanului ca să justifice lipsa de investiții. E punctul dumneavoastră de vedere. Domnul Menegor, dacă am recuperat 130 din 280, eu cred
că rezultatul financiar, așa cum a reieșit în 2015 cu un excedent de 11 milioane sau cât declarat, din punctul meu de vedere, dă dovadă de o lipsă de, lipsă de proiecte, de implicare. Banii aceștia puteau fi cheltuiți doar pe investiții. Greșesc? Dumneavoastră știți de unde vine excedentul? Excedentul știți de unde vine? Din returnarea sumelor și din investiții bugetate, da? Aflate în proceduri de licitație, corect, care nu au fost parcurse sau finalizate decât cu întârziere. Ori aici... Iar banii aceștia trebuiau, deci nu puteau fi folosiți decât pentru investiții, greșesc? Exact. Deci asta spun că nu implică voința administrației. Dacă i-ai alocat pentru ceva și dacă ești în procedură de licitație, ai anunțat că licitația pentru obiectivul respectiv este în derulare, ai pus banii la finanțarea, da? Ai anunțat-o cum? După aia te duci și iei banii să faci altceva sau despre ce vorbim. Mai ales în pragul iernii. Adică dumneavoastră spuneți așa. În trimestrul 3 s-au anunțat 5 milioane excedent bugetar. Da, și au venit din... Se știa din octombrie, da? Și în, se spera... Domnul Năcuță, consilierii dumneavoastră știu. Se spera că undeva în decembrie urmau să fie încheiate contractele. Ori nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Da, asta din cauza licitațiilor. Nici dacă ați fi fost dumneavoastră primar, cu funcționarii de acum din primărie, n-ați fi reușit să rezolvați mare lucru. Nu pot să dau vina pe funcționarii din primărie. Eu vă spun că și funcționarii din primărie au o autoritate. Peste ei, da? Eu nu cred că au fost rău intenționați sau... Nu. Ascultați, nu spun lucrul ăsta. Doar că nu pot fi presat. Sunt foarte sensibil. Unii spun așa, dom'le, dacă mă presez, chem DNA-ul. Domnul Cătălin, dați-mi voie să vă spun, cu experiența mea, care o am până acum umilă, că e o chestie de management. Echipa, da, e rezultatul unui management. Dacă e bun, echipa funcționează. Nu, sorry. Dacă managementul e defectuos... Am mai făcut cineva greșeala de a veni din privat, și a încercat să aplice reguli în administrația. Dacă vorbiți de domnul Opaina... Nu, eu vorbesc de domnul Căciunescu și chiar actualul primar, Dumitru Pantase, care a încercat să implementeze o serie de reguli din privat. Am înțeles. Și n-au ieșit pentru că, știți legislația bine, e funcționarii se bucură de stabilitate în funcție, îi apără legea și foarte greu reușesc să, nu știu, să faci ceva împotriva lor așa încât regulile, așa cum spuneți dumneavoastră, să fie... Da, părerea mea că nu trebuie făcut ceva împotriva lor. Trebuie motivat să lucreze în echipă. Asta e părerea mea. Motivarea de din vedere financiar nu există. Exact aceiași bani care îi dă și la Iași, și la Târgu Frumos, și la Toraș. Nu neapărat motivare financiară. Am zis motiv. Păi și cum? Nu. Sunt metode manageriale, nu le discutăm. Domnul Cătălin, credeți-mă că cunosc bine diferența dintre un management autoritar sau fără autoritate și un management delegat. Știți ce a spus fostul dumneavoastră primar? Vin și schimb totul din primărie. N-a reușit să schimbe nimic. Știți ce a spus actualul primar? Vin și schimb totul în primărie. A reușit să schimbe eu ceva. Știți ce spuneți dumneavoastră? Managementul meu, ăla pe care îl știu eu și alții, va schimba ceva în primărie. Eu nu cred că oamenii trebuie schimbați. Am îndoiat foarte multe. Deci eu vă spun că nu oamenii trebuie schimbați, ci atitudine. Eu cred că trebuie să devină un leadership acolo și nu un management. Fost în privat, purta și cravată în mov. Și avea o atitudine pozitivă până la plus infinit. Și nu s-au schimbat mare. Sau multe probleme sau... Oricum, da. Cert este ce trebuie să rețină cetățeanul, că s-a intrat aici într-o discuție complexă. Nu cred că cetățeanul... Este și marea provocare pentru cine, în special pentru Consiliul Local, este și motivul pentru care presez foarte mult pe Consiliul Local. Pentru că de aici vine pornirea și orientarea, de la Consiliul Local. Dacă Consiliul Local este piatră de temelie, poate impune o reformă administrativă cum nu a fost niciodată. Dar dacă Consiliul Local va fi împărțit așa cum ați început emisiunea, cei de la putere și cei din opoziție, noi dacă suntem din opoziție stăm și ne uităm precum spectatorii sau mai mult precum procurorii și vânăm anumite greșeli, niciodată nu se va schimba nimic. Vorbim de 19 consilieri, nu de 10 sau 11 de la putere și restul din opoziție, 19 oameni care după încheierea campaniei electorale trebuie să aibă aceeași culoare politică și aceleași obiective. A
fac o precizare. Am început emisiunea spunând că dacă cele două entități nu lucrează, nu sunt împreună primar și majoritatea în Consiliul Local, nu o să fie funcțional. Nu, eu nu cred că se va ajunge, asta e regula politică. Eu nu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Primarul să aibă și majoritatea. E, doamne, să nu aibă. Primarul să nu aibă majoritatea. Dragi pășcăne, să nu dați majoritate primarului. Să fie primarul și Consiliul Local să fie așa, ca niște frați și să lucreze pentru comunitate. Sunteți idealist, eu zic că situația asta să ajunge în blocaj, cum s-a demonstrat și pe administrația Crăciunescu, când orice proiect exclus era contestat de PSD. Că veți veni cu oameni noi. Vorbesc de situația în care, pe bună credință, proiectele depuse, niciun proiect nu trecea prin votul PSD-ului. Trei proiecte. Păi n-ați avut suficiente argumente să-i convingeți. Vedeți că se găsesc scuze? Eu asta spun. Totdeauna se va intra în blocajul ăsta administrativ atunci când primarul nu are și majoritate. Vă întreb ceva și încheiem emisiunea. Unde se poate la Târgu Frumos? Poftiți? La Târgu Frumos. Ce e la Târgu Frumos? Unde se poate ca PNL-ul și PSD-ul să voteze aceleași proiecte? Și la Pașcani PNL-ul a votat proiecte, acele proiecte care le-a crezut că sunt corecte și necesare pentru cetățeni. Dați-mi un exemplu, în afară de problema cu apa vital speculată de PSD și de dumneavoastră la maxim, un alt exemplu de proiect, la care PNL-ul nu a votat pentru investiții sau pentru... Nu știu, nu facem o analiză, dar nu a avut o mare contribuție PNL-ul în Consiliul Local, în afară de trei proiecte cu care a venit. Câți consilieri aveți? Câți au trecut? Câți consilieri aveți? 6. Câți au trecut? Nu. Câți aveți acum? 5. Mai stăm 5 minute, aveți 4. 5 sunt următoarele. E domnul Pintilie, e doamna Absintă, domnul Nechifor, domnul Anton și domnul... Nu mai aveți din împrumut aduși? Nu știu la ce vă referiți. Păi domnul Danu întotdeauna a votat exact cum a votat PNL. Adică mai aveți încă 2 care de fiecare dată v-au ajutat, nu? Aia ceva, dar m-ați întrebat câți consilieri avem noi la PNL? Câte proiecte ați avut în 4 ani de zile? 4. Bun. Și n-au trecut niciunul. Și vi se pare, nu contează, aș fi venit în fiecare... Și a asumat greșeala și domnul Pintilie. De ce? El a inițiat. Nu știu, el să ne spun. De ce n-a trecut? Și el a zis, da, domnule, l-am greșit, am înțeles. Nu există, și la o virgulă, asta i s-a reproșat. Proiectul, dați-mi voie să vă spun, e ca model după Iași, e model după Târgu Mureș și model după Piatra, cu parcările rezidențiale. Da, un proiect bun, pentru că nu punea pe nimeni la plată, reglementa. Așa este. Dacă spuneți dumneavoastră că a trebuit să se lucreze în armonie opoziția, e un exemplu că n-a funcționat, deși era un proiect bun. Să fiți mai insistent. Bun, vă mulțumesc pentru participare, dumneavoastră pentru atenție. Este începutul unor dezbateri lungi și sper eu să fie și folositoare. Încercăm să ne temperăm, să ieșim din zona acestor discuții contradictorii, mai mult pe argumente. Îmi doresc lucrul ăsta pentru că, așa cum se anunță, vor fi proiecte interesante care urmează să fie puse în discuție. O seară frumoasă în continuare! Mulțumesc.